Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face cheesecake cu unt de arahide. Cheesecake-ul este un tort foarte delicios, iar multora dintre noi ne e teamă de a-l face. Această variantă fără coagere se face ușor și repede și nu are cum să dea greș. Gustul este magnific, iar textura este foarte cremoasă. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 270 de grame de biscuiți măcinați, 600 de grame de cremă de brânză, 200 de grame de zahăr pudră, 250 de grame de unt de arahide, 100 de grame de unt topit, 120 de ml de smântână pentru frișcă și o lingură de esență de vanilie. Începem prin a face baza tortului. Peste biscuiții măcinați punem untul topit și cu o lingură omogenizăm totul bine până când compoziția seamănă cu nisipul ud. Punem biscuiții într-o formă de tort cu diametru de 25 de cm și cu o lingură îi apăsăm bine pe fundul formei. Dăm baza de biscuiți la frigider până când facem crema. Într-un bol punem crema de brânză și zahărul pudră. Cu mixerul le omogenizăm bine. Apoi adăugăm esența de vanilie și untul de arahide. Le omogenizăm și pe ele cu mixerul. La final mai adăugăm smântâna pentru frișcă și mai batem cu mixerul totul pentru aproximativ un minut. Punem toată compoziția pentru cheesecake peste baza de biscuit și o întindem uniform. Dăm tortul la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. A doua zi, când cheesecake-ul s-a întărit, ne putem ocupa de glazură pentru care vom avea nevoie de 140 de grame de ciocolată măruie și 160 de ml de smântână pentru frișcă. Într-o cratiță punem smântâna și o lăsăm să fiarbă. Când fierbe, punem ciocolata în ea și o luăm de pe foc. După ce am lăsat-o să stea 2 minute, amestecăm cu o spatulă în ea până când toată ciocolata s-a topit. Lăsăm glazura să se răcească puțin, apoi o putem pune pe tort. Mai dăm tortul la frigider pentru 2 ore cât să se întărească glazura. Când cheesecake-ul este gata, îl scoatem din formă trecând ușor cu un cuțit pe margine. Putem tăia o felie imediat. Priviți cum arată, stratul de cremă este gros și arată minunat. Din glazura de ciocolată amăruie și stratul de cremă de brânză cu unt de arahide rezultă un tort minunat. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!